un jurnalist pentru copii, pentru că, într-adevăr, e doar pentru copii de la vârsta de 9 la 14 ani. N-aș vrea să vă rețin, dar înainte de asta aș vrea să felicit din toată inima pe Oana Pușcașu pentru acest spectacol minunat. Acești copilași minunați care, într-adevăr, ne-au oferit așa puțin din spiritul Crăciunului. În continuare, aș vrea să invit în scenă pe micii reporteri, copiii reporteri, cum am să le spun de acum. Aceștia sunt Ilinca Brehuiescu. Hai, te rog. Daria Echim. Elena Stroici, care e la antrenamente, deci copiii au și alte activități, nu doar mici reporteri. Carina Todireanu. Teodora Rasă. Ramona Lupu, Veronica Bălan, care are altă activitate, dacă nu mă înșel, dacă nu o invit în scenă, și Ioana Fătimescu, pe care ați auzit-o chiar în această seară. Ioana și cântă și e și mic de cuvânt. În continuare, aș vrea să, cu ajutorul recunosc al Alexandrei Merab, care vreau să-i mulțumesc din tot sufletul, o să încep în mânarea premiilor, ca să nu consumă prea mult din timpul acestei serii. Premiul pentru debut în această seară devine unui mic jurnalist care m-a impresionat așa cu ambiția de a ajunge din urmă pe ceilalți, pentru că ea n-a participat la cursurile din vară, dar într-adevăr se vede că îi place. Vreau să o numesc aici pe Teodora Rață. Dar cred că a plecat. Am văzut-o mai devreme, dar a plecat împreună cu mama ei. Oricum, premiul o să ajungă la Teodora. Dacă Alexandra e pregătită, poate să vină să ne aducă premiul și îl dăm domnului Cășbăneanu, că va ajunge cu siguranță. Următorul premiu e tot pentru un copil care nu este în această seară, ca mulți nu sunt în această seară, dar asta este. E un premiu special al Asociației Culturale Adriane Nachep, prin intermediul căruia s-a derulat acest curs. Și mai vreau să spun că Adriana Nache chiar este foarte mândru de acești copilași și le-a oferit în pachetelele pe care ei le vor primi în această seară cel mai recent album lansat de el, cu tot sufletul și cu tot dragul pentru ei și pentru talentul lor. Premiul special al Asociației Culturale Adriana Nache devine Raluca Ibălan. O să ieșim noi la curs sâmbătă. Mai am în continuare un premiu, se numește Reporter TV Junior. Este un premiu pentru carism, în primul rând, și pentru telegenie. Și acest premiu îl oferim Carinei Todireanu. Vă invit pe Alexandra Mera să-i ofere. Sau Andreea Popovici, că am văzut că care a luat mai repede pachetul. Carina. Următorul premiu se numește Reporter Sport. Noi, printre micii reporteri, avem un copil pasionat de sport, care și practică acest sport. Este vorba despre Elena Stroici. O să ia premiul Carina, din câte am înțeles, pentru că ea este la antrenament. Așadar, o invităm pe Alexandra să îi dea premiul Carinei pentru Elena. Vreau să spun că dacă ar fi să ne luăm după materiale pe care ne le scrie Elena, ar trebui să-i facem un ziar de sport al ei, pentru că întotdeauna vine și ne spune mereu că eu mai vreau să mai scriu materiale. Următorul, acum o să trecem la podium. Și podiumul concursului, și am uitat să spun, cer scuze pentru asta, ei copilașii au urmat cursul, au dat un concurs, iar lucrările lor au fost evaluate de un juriu, din care a făcut parte domnul Radu Cășbăneanu, pe care l-a văzut mai devreme, doamna profesor de limba română Anca Melinte, și cu voia dumneavoastră subsemnata. Premiul 3 sunt doi copii, pe poziția 3 sunt trei copii, Ilinca Brehuiescu și Ramona Lupu, așa am vrut să nu greșesc. Așadar, le invit pe fetele de la Kia Soul, mulțumesc fetelor! Ilinca, de altfel, a luat și premiul de popularitate. E tot acolo. Premiul de popularitate a revenit copilului care a obținut pe blogul nostru, pentru că avem și un blog, așa cum se poartă ziua de astăzi, a revenit copilului care a obținut cele mai multe voturi online la lucrarea de creație, pe care ei au avut-o descris la acest concurs. Blocul 2 revine Daria Echim, un copil foarte talentat și ambițios. Așadar, Alexandra. Uite, Alexandra, o să fie mâine. Ce credeți că a luat premiul cu ei? S-a luat locul întâi, să știți că lupta a fost foarte mare, adică chiar am... Mai
niciun caz, Moș Crăciun, dar tu își cunoște copiii, din câte știu. Cam asta este, îmi cer scuze pentru micile vulpe, asta este, nu sunt obișnuită cu microfonul și cu scena și am și foarte mari emoții când văd atâta public în față. Vă mulțumesc pentru tot și încă o dată felicitări.